Salutări, sunt Mihai, am revenit cu numărul 55 al robotului nostru spion. Primim acum partea exterioară, o piesă de susținere și niște șuruburi. În numărul următor vom primi celălalt segment interior din partea dreaptă a roboțelului. Revista pe scurt ne vorbește despre, desigur, despre montaj. Vorbim puțin despre roboții care se întorc pe Marte. Vorbim despre Silent Running. Binecuvântează Doamne aceste grădini și pe oameni curajos care le îngrijesc. Probabil e vorba despre ceva film destul de vechi. Vorbim despre robotul Groundhog, care se pare că rulează pe niște anvelope de tractor. Și vorbim despre Outbillard și Deep Impact. Ok, o revistă destul de interesantă, așa că dacă doriți o puteți achiziționa de la noi, de la magazinul colecționarului, iar noi vom trece acum la montaj. Bun, avem piesa aceasta din numărul trecut, cu cablu panglică și cu chestiile lui. Asta e interesante. Avem piesa aceasta primită recent, partea interioară a robotului, deci acesta va fi montat ceva de genul acesta. Bun, cele două cabluri, conform desenului, trec corect zona asta, iar aici va trebui să treacă în zona aceasta. Ok. Deci cele două cabluri. Așa este perfect. Stânga aici, dreapta dincoace și pe urmă pot veni toate deodată. Ideea e să nu zugrumăm cablul. Așa că culisesc puțin să pot să îl prind. Perfect, iar restul toate vin de sus. Ok. Vom folosi șuruburile care le-am primit. Se pare că aproape toate sunt la fel. Deci nu ar trebui să ne facem probleme, excepția asta mare. Clic, acum iese la locul lui. Cablul se mișcă relativ ușor, așa că următorul pas, trăgând ușor de cablu, vom adăuga senzorul nostru. L-apăsăm până face clic. Perfect. Cablurile sunt ieșite. După ce am montat senzorul și avem aripa aceasta, vom monta acest soclu. Se vede unde se vede partea cu cupru. Acesta vine orientat, cred că în partea aceasta. Ok? Deci șurubul va veni de jos în sus, așa că în așa fel încât cablul ăsta să fie la 45 de grade pe aici. După ce am montat plăcuța asta, vom lua cele două șuruburi și vom prinde această piesă. Bun, deci cam așa arată. Acesta este partea stângă. Va fi montat în numerele viitoare pe robot în această zonă. Deci va fi ceva de genul acesta. Așa că robotul nostru va căpăta o formă frumoasă. Așa că baftă l-a asamblat și ne vedem curând cu un nou videoclip când începem
cu cealaltă parte. Eu am fost Mihai, vă salut și vă aștept cu un like, cu un subscribe sau eventual, dacă vă place ceea ce fac, o distribuire a videoului mă ajută și acesta foarte mult.